Ciufii de pădure și vânturei roșii sunt păsări care nu-și fac propriul cuib, ci se adăpostesc în cuiburile ciorilor. Toaletările copacilor din municipiu în perioada de cuibărit au distrus habitatul acestor păsări și au dus la scăderea numărului ciorilor, păsări ocrotite prin lege. Primăria municipiului Târgu Mureș a decis tăierea unor crengi care adăposteau cuiburi de cioră de sământură într-o colonie din oraș, probabil mai multe colonii despre care încă nu am aflat. Într-o perioadă în care ciorile deja au început să cuibărească, unele probabil au depus deja ouă, aceste ponte fiind distruse. Specialiștii de la Milvu susțin că au sugerat diverse soluții pentru a rezolva această situație, însă niciodată nu au fost ascultați. Asta a dus la reducerea drastică a numărului de ciori. Cele care au mai rămas și-au făcut cuiburi în cartiere unde deranjează locuitorii. O rezolvare a conflictului pe termen mediu sau lung ar fi crearea unei colonii de ciori care să nu fie perturbată de-a lungul timpului, ca ciorile să se mute acolo din afara orașului. Grupul Milvus consideră că prin tăierile care s-au făcut în perioada de cuibărit, autoritatea locală a încălcat legea privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și a faunei sălbatice. Acesta este considerat ca infracțiune conform legilor din România și ca atare a fost sesizată Garda Națională de Mediu și Ministerul Mediului asupra acestei abateri. Este o problemă și mai gravă din cauza faptului că în coloniile de ciori cuibăresc și specii de răpitoare protejate ca și ciuful de pădure sau vânturelul roșu sau în unele cazuri vânturelul de seară. Am contactat reprezentanții primăriei Târgu Mureș pentru a afla poziția autorității locale cu privire la această problemă, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns. Revenim cu detalii.